Salut, stupari din Republica Moldova și din România, 27 mai 24. Înnorat, s-a răcorit în sfârșit un pic timpul. Am început să pun tratamentele la stupi. Vreau să vă arăt. Uitați-vă vișinile la noi. Vișinii copți. Prea devreme. Dar asta este. Am extras sâmbătă mierea. A doua extracție am făcut-o la salcâm. După cum am mai spus și am prezentat. Mi-au rămas pentru ieri câțiva stupi. De dimineață, în câteva ore, i-am și terminat. De extras am în vedere. Mi-au rămas, adică, roiurile naturale care au fost prinși, sau cum să spun, roi naturale din pomi, hai să spunem, dar prinși cu capcana, în capcană. Și ieri am mai trecut prin ei, am mai scos 2-3 rame cu miere, cam asta au fost lucru ieri. Am început tratamentul la noi, acum mai avem ceva salcâm înflorit mov. Albin ne-am prezentat ieri, îl cercetează destul de bine. Mai avem ceva amorfă, sursă de polen. Începe să înflorească sulfina, corovaticul care... uite, să-l prezint. Cam pe aici prin stupină. Uite, așa arată, poate în alte părți se numește altfel. Albina iar îl cercetează destul de bine, corovaticul, cum se spune la noi. Și hai să prezint ce fac. Până la floarea soarelui, o lună de zile. Adică prin zonă mai am și ceva tei, foarte puțin, pe la primărie, la școală, la grădinițe, destul de puțin, așa, pentru întreținere. Nu putem să spunem, să vorbesc eu de om cules de la tei. Sper ca luna iunie să am măcar cules de întreținere. Cântarul o să-mi arăte lucrul ăsta, dacă vine ceva în stup sau nu. Dacă va fi nevoie, voi hrăni stupii cu sirop din miere de rapiță. Mierea de anul trecut, ca anul ăsta, și am scos mai mult pomi fructifere, acolo era rapița anul ăsta. Nu pot să vorbesc de miere de rapiță. Uite aici, mi-am cumpărat, cred că se vede, tratamentul. Stai că o să întorc camera să se vadă. Uite așa. Amipiolte benz, care conțin amitraz și timol, fabricate de AgroBioPro Moscova. Și o să le pun în stup. O să le țin cam 2 săptămâni, poate ceva mai bine de 2 săptămâni, ca să le scot cu 2 săptămâni înainte de a începe culesul la floarea soarelui. Adică, pur și simplu, nu avem dreptul moral ca să ținem amitraz mai aproape de 12 zile până la începerea unui cules, să nu contaminăm mierea. Benzele cumpărate de la Api Nord, orașul Bălț, le puteți cumpăra și din orașul Chișinău, Api Nord, și din, în România, la Api Nord Iași. Ca să nu vă mai întrebați, pe Google căutați Api Nord Iași și o să vă apară contactele, datele de contact, adresa și așa mai departe. Nu știu precis dacă le au și în România încă o dată, dar puteți să dați un telefon, nu sunt sigur că le au. Puteți să dați un telefon să întrebați dacă au sau nu. Asta este. Hai că o să încerc. Este aici și prospectul în română. O să dau citire ca să fie mai clar și este.
Mod de aplicare. Amipol te să folosești primăvara și toamna. Medicamentul este plasat în stup în proporții de 2 plăci la 10-12 rame de cuib. Pentru familii mici, până în 6 rame, roiul și nuclei este suficientă o placă, o bandă adică, care este plasată în centrul cuibului într-o familie slabă. O placă este plasată între ramele cu faguri 3 și 4 într-o familie puternică. O placă este suspendată între ramele cu faguri 3 și 4, a doua placă între ramele cu faguri 7 și 8. Plăcile sunt lăsate în familie pe o perioadă de la 3 până la 30 de zile în funcție de numărul de puiet căpășit după care sunt eliminate. Adică eu o să le las 2 săptămâni ca să prind puietul ăsta căpășit care eclozează, care este la moment, adică varoa care este în fază foretică pe albine. Albinele vor avea contact cu benzele și vor fi omorâți, adică acarienii, și timp de 12 zile cât va ecloza albina din puietul căpășit, să aibă contact cu benzele astea, 2 săptămâni sigur le lăs. Este interzisă utilizarea medicamentului cu cel puțin de 14 zile înainte de a începe colectării principale a mierii pentru a evita introducerea componentelor medicamentului în mierea comercializată. Și aici spunem, nu mai puțin de 12 zile, aici scrie 14 zile, așa este. Medicamentul este păstrat în ambalajul sigilat al producătorului, protejat de influența directă a razelor solare. Separat de alimente și hrană, la temperaturi de la 0 până la 25 de grade, se păstrează, adică după deschiderea ambalajului, medicamentul nu mai poate fi păstrat, adică odată desigilat pachetul, trebuie folosite benzele. A nu se lăsa la îndemâna copilului, a nu se folosi după data de expirare termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate îl avem, uite aici, întorc așa. Uite așa, a doua, e valabil până în mai 2026. Și hai să-l punem în stup, desigilez acum niște benzi umede, să simte mirosul de amitraz, pentru protecția proprie. Nu se îmblă cu, în momentul când lucrăm cu dânsele, nu se îmblă cu mâinile pe la ochi, gură, nas și așa mai departe. Nu au găuri ca la Varostop, dar eu folosesc tot timpul agrafele astea. Uite așa, două agrafe. Două chibrite. Și sunt pregătite la stupi, încă o dată, la familiile bune. Chiar mă gândeam eu să nu apară ceva, vom motocoasă ceva. La familiile bune două benzi. Corpurile extrase de acum, ușurele, să spun. Pentru că acum nu este primăvară, adică puietul e pe... Hai că mi-a intrat o albină și un papuc. Cam înnorat și... Na. Puietul este amplasat pe toată suprafața ramei, adică nu este numai decât să punem în partea din față. Așa cum scrie producătorul, între rama 7 și 8. Și între rama 2 și 3, da? Parcă așa scrie, sau 8 și 9, cum scrie acolo? 7 și 8 și 3 și 4. Adică, practic, după 3 rame
din margine într-o parte și în alta. Corpul la loc și cam atât. Trecem la următorul. Alte două benzi. Apicultorii care au în față și un culez latei ar fi bine să folosească niște benzi pe bază de acid, cum ar fi oxistriful, dar trebuie de folosit tratament să nu ne culcăm pe urechi, să spunem că la mine nu sunt stupi, nu sunt păduchi, varouă, adică căpușă, și ne trezăm în toamnă cu infestare foarte mare. Am extras, dar tot se mai simte prin corpuri. Mieri, pentru că o mai rămașă prin rami. Prin cuiburi acum nu mai îmblu, se verifică ghiboci. Îmi ieșe mult timp și chiar dacă o mai fi în unii stuc cu boci, tot una nu le fac nimic. Rup bocile, nu dă mare rezultat, adică botcăritul. Familia care a intrat în frigul roitului, tot una o să roiască, doar divizarea, ca să-i scoți toată albina sau maximum de albină 2 acolo, ca să fie eficient. Mai faci un roi, mai faci nu știu ce, scopul meu nu este ca să fac roi și atunci nu mai scârb prin stupi. O să sunt acasă și mai stau printre ei, care văd că mai roiește. Anul ăsta mi-a roit 8, parcă, dacă nu greșesc. Uite așa, altele lucruri, merge destul de repede. Dacă nu facem tratamentul ăsta, să presupunem, mai ridicam acum din corpul de cuib 2-3 rame cu puiet, ramele care nu-mi convin, adică mai negri, cu celule de trânturi și așa mai departe, și coboram din corpul de recoltă rame pentru ponta măcii. Dar dacă pun tratamentul, e clar că tratamentul trebuie să-l pui acolo unde-i puietul, acolo este doica, acolo este albina care eclozează cu păduchiul pe ea și să-și facă treaba tratamentul. În momentul dacă ridic puiet în corpul 2, e clar că ar trebui să pun un tratament, o bandă și în corpul 2, între puietul, ramele cu puietul ridicat. Dar deoarece am văzut că am verificat câteva familii,
Am văzut puiet foarte, foarte mult. Adică anul ăsta albinele, pentru că mers culesul ăsta așa mai domol, să spunem, la mine, măcile au pontat, nu a fost blocat spațiul de pontă și acum, având atât de mult puiet, e clar că se eliberează acolo celulele de, în momentul când eclozează albinele tineri, și matca pontează înapoi, pentru că de acum culesul este destul de puțin, n-are cine să blocheze acolo. De asta nu mai ridic nici rame. Hrană, după câte am văzut, în cuib este, într-o perioadă. Dacă mai vine și ceva din natură, 102-3 de grame la zi va fi bine, pentru că vor avea scupi hrană. Dar vedem. Problema e că nu ne plouă. E bine, băi, cu tehnica asta apărută, am în vedere și drujbi și motocoasă, dar uite că nu există o perioadă a anului sau a zilei ca să nu s-audă ceva. Uite așa, încă două benzi, exact pentru 5 stupi. Încă o dată, să simte și în corpul de recoltă ceva. Plus că acum când am extras ramele care conțineau mai puțină miere, nici nu le-am mai luat la extras, adică las să rămâie la familii ca hrană, că nu se știe mai departe și va fi din natură. Uite așa, în felul următor, un pachet 10 benzi, adică am pus 5 stupi, 5 familii. Merg mai departe cu tratamentele. O zi bună, vă spun la toți și spor la treabă.